Abonamentele privind locurile de parcare tip rezidență trebuie reînnoite o dată pe an. Este și cazul mai multor posesori de autoturisme din municipiul Drobeta-Turnu Severin, cărora le expiră în această perioadă abonamentul. Pentru prelungirea acestuia trebuie urmați câțiva pași. La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reședință, acestea se vor prelungi cu încă 12 luni în fiecare an, cu condiția achitării tarifului aferent conform prevederilor. După prima prelungire, când se păstrează prețul licitat, acesta devine cel de bază. Pentru prelungirea abonamentului trebuie urmați câțiva pași. Având în vedere că în această perioadă foarte multe parcări de reședință au termenul pentru a fi prelungite abonamentele din locurile de parcare, ținem să aducem la cunoștința tuturor faptul că pentru a prelungi acel abonament trebuie să vină cu abonamentul vechi, în original, cu un certificat de înmatriculare al mașinii care să aibă ITP-ul valabil, dar și în cazul în care sunt dubii legate de proprietate, faptul că s-a vândut între timp un apartament sau a existat o altă modificare, Direcția de Patrimoniu poate să ceară și aceste elemente. Titularii abonamentelor acordate gratuit, mai ales cele cu dizabilități, la fel trebuie să aibă un certificat valabil pentru perioada următoare, măcar de un an de zile. Direcția pe Patrimoniu, bineînțeles, îi va ajuta și consilia pentru a fi în regulă cu aceste acte, mai ales că în perioada următoare pot fi și controle legate de mașinile care se parchează pe aceste locuri, în principal acolo unde se găsesc mașini cu dimensiunile mai mari decât locul de parcare, fiind total interzis, indiferent dacă le aparține sau nu acel loc de parcare. Valabilitatea abonamentului de parcare se prelungește după un an în baza achitanței eliberate de casieria UAT Drobeta-Turnu Severin sau ordinul de plată efectuat în urma eliberării de către serviciul comercial a unei facturi. Abonamentele pentru locurile de parcare de tip rezidențial asigură folosirea locului de parcare între orele 16 și ora 8 dimineața, în restul intervalului de timp parcarea fiind gratuită.